Părinte, în legătură cu acest dialog și cu modul în care noi, ortodoxii, îi vedem pe ceilalți, în care ceilalți ne văd pe noi, s-a vorbit mult despre ceea ce înseamnă unitatea Bisericii, celei una, și unitatea creștinilor. Puteți să ne spuneți un pic ce înseamnă, din viziunea Sfinției voastre, ce presupun, ce cuprind cele două sintagme? Da, reluăm un aspect atins acum câteva clipe. Când eu consider că documentul din Creta așează dialogul pe temelii ortodoxe și nu face rabat de la principiile ortodoxe, o afirm pentru că acest document privind dialogul Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii creștine pornește de la afirmația categorică că unitatea Bisericii este de nezruncinat. Biserica este una. Noi nu putem vorbi despre biserici. Și chiar dacă unele persoane care au participat la sinod au spus că în sinod s-a evocat chiar această teorie a ramurilor, s-a evocat pentru că s-a condamnat această poziție. Dacă au fost referit la acea teorie ecumenistă a ramurilor, dacă intervenienții au făcut referire, au făcut-o arătând că biserica nu o poate asuma și că nu se pune problema ca biserica să se consideră biserica ortodoxă una dintre bisericile care împreună și împărțesc eclezialitatea. Deci biserica nu negociază la acest nivel. Biserica este una sfântă, catolică și apostolică. Sobornicească și apostolică, ca să explicităm, ca folon însemnând de plin, de fapt. Deci, biserica e una. Biserica, în această unitate a ei, aduce o mărturie unitară. Dar e o realitate pe care o constatăm, că sunt mai multe categorii de persoane care își revendică apartenența la creștinism. Lucrul acesta nu e nou. Sfântul Vasile cel Mare, în canonul său întâi, arată care sunt tipurile de îndepărtare de biserică. Și îi califică pe aceștia care s-au îndepărtat de biserică în funcție de mărturia la care ei ajung. Dacă s-au lepădat de învățătura despre Sfânta Treime într-un mod în care au alterat însăși esența dumnezeirii, atunci sunt într-o categorie unde nu mai este nădejde de îndreptare și cu aceste persoane nu mai stăm de vorbă. Acolo unde este însă nădejde de îndreptare, nădejde de revenire la înțelegere, chiar dacă această revenire la înțelegere nu este imediată, pentru că e un proces de durată care se manifestă, Sfântul Vasile cel Mare exprimă această disponibilitate a Bisericii de a sta aproape pentru a-i sprijini pe aceștia să se apropie din nou de învățătura Bisericii. Iar acolo unde este vorba despre o îndepărtare pe criterii administrative doar de biserică, acolo unde s-a păstrat adevărul de credință, dar e doar o separare pe criterii administrative, parasinagogii, așa cum numește Sfântul Vasile cel Mare această categorie, este vorba despre un alt nivel. Deci Sfântul Vasile cel Mare observă că sunt diferite niveluri de îndepărtări de biserică, nu-i numește creștin. Biserica nu a folosit această noțiune. Eu cred că noțiunea de creștin în acest sens a fost folosită mai mult de alții raportându-se la noi creștini decât de biserică. Biserica folosește noțiunea de membru al bisericii, dar alții ne-au catalogat drept creștini încercând să găsească un cuvânt care să ne definească dincolo de diferențele care apar. Deși noțiunea de creștin pentru prima dată, cum știm, a fost folosită în Antiohia. Acum, da, unii spun și afirmă că nu putem vorbi despre unitatea creștinilor, pentru că aceasta ar cultiva așa zisa teorie, sau ar sprijini așa zisa teorie a ramurilor. Vă referiți, iertați-mă, la creștinii, la unitatea dintre creștinii din Biserica Ortodoxă și ceilalți creștini. Da, atunci când este vorba despre acuzația aceasta, înțeleg că unii spun nu pot fi creștini în afara Bisericii Ortodoxe,
Deci cei care nu sunt în Biserica Ortodoxă nu îi putem cataloga drept creștini. Și atunci această refacere a unității creștine e de fapt o modalitate vicleană de a ascunde în spatele ei această teorie a ramurilor. Toți suntem creștini, unii cu mai multă eclezialitate, alții cu mai puțină eclezialitate și trebuie să ajungem la refacerea unității creștine. Și este acuzată această atitudine. Biserica Ortodoxă afirmă și Sinodul afirmă că refuză o astfel de înțelegere a unei teologii sau ecleziologii a ramurilor. Niciun cuvânt din texte nu exprimă acest lucru. Dar bineînțeles că era nevoie de o modalitate prin care să se vorbească despre cei care îl au pe Hristos ca temelia vieții lor, dar care nu sunt în Biserica Ortodoxă. Eu am fost foarte surprins să văd această interpretare foarte strictă din partea unor reprezentanți venind din Biserica Greciei, știind că Biserica Autocefală a Greciei a decis în sinod, prin consens, ca formularea biserici din document, paragraful 6, să fie înlocuită cu comunități creștine. Deci propunerea venită din partea Bisericii Greciei nu excludea identificarea acestor comunități creștine, ci tocmai le sublinia. Deci Biserica Greciei, Sfântul Munte, au optat pentru această noțiune comunități creștine, care nu sunt comune cu Biserica Ortodoxă. Deci până la urmă, e evident că toată lumea înțelege existența și altor comunități care se identifică creștine. Dar Biserica afirmă că acestea sunt eterodoxe, că s-au îndepărtat de învățătura Bisericii. Și în alt presupărinte Teofan, în cadrul lucrării Sfântului Sinod, a avut o intervenție foarte clară în care a subliniat necesitatea explicitării acestui aspect. Când vorbim despre comunități creștine, nu vorbim despre comunități creștine care fac parte de aceeași biserică și care au oarecare eclezialitate. Nu, s-au îndepărtat de învățătura Bisericii, unii mai mult, alții mai puțin. Și tocmai pentru că Sfântul Vasile cel Mare arată aceste modalități de îndepărtare, Sinodul afirmă acest lucru. Este vorba despre paragraful 21 din acest document. Așadar, e evident că există mai multe comunități creștine în lume, chiar dacă noi, ortodoxi, refuzăm să le numim ca atare, necredincioșii, păgânii ne numesc comunități creștine. Statele ne numesc comunități creștine. Noi nu cred că ne putem permite luxul de a nu ne identifica ca având un fundament comun, cât de mic ar fi el. Și că putem, printr-un astfel de fundament, să avem o poziție comună. De exemplu, atunci când statele din Uniunea Europeană au ajuns să manipuleze embrionul uman, să aprobe manipularea embrionului uman, atunci toți creștinii din toate comunitățile s-au solidarizat și au strâns semnături pentru a bloca un astfel de afront adus ființei umane. A fost o listă comună a tuturor creștinilor? Au fost strânse semnături, peste 1 milion de semnături din toată Europa, ortodoși, catolici, protestanți, pentru a apăra embrionul uman. A fost un semn de coresponsabilitate, nu teologică, ecleziologică, în fața unei societăți care nu mai vrea să audă de Dumnezeu, care se îndepărtează de Dumnezeu. Creștinii nu își pot permite luxul de a nu discuta împreună pe probleme care nu țin de eclezialitate, ci țin de supraviețuirea noastră într-o societate care se îndepărtează de Dumnezeu. Iar în problemele care țin de eclezialitate, care ar fi poziția ortodoxă a acestei viziuni asupra comunicării dintre ortodoxi și ceilalți creștini? N-aș vrea să improvizez și să vă spun eu cu cuvintele mele lucruri care ar putea să denatureze textul care a fost elaborat în sinod. Aș prefera să las cuvântul, sinodul, documentul din sinod să explice acest lucru. Punctul 6 din acest document spune: după natura ontologică a Bisericii, unitatea nu poate fi perturbată. Deci aceasta este mărturisirea Bisericii Ortodoxe. Pe lângă acest lucru, bisericile ortodoxe
autocefale au o datorie de mărturisire, fără să fie lăsată vreo urmă de sincretism. Acest lucru este foarte important. Apoi, atunci când vorbește Biserica Ortodoxă despre participarea la mișcarea ecumenică, Biserica spune că scopul urmărit de Consiliul Mondial al Bisericilor, Consiliul Mondial al Bisericilor, care este o instituție constituită după Primul Război Mondial, atunci când creștinii au fost în fața unei tragedii și unde s-a pus problema ca toți creștinii să aibă o mărturie, o atitudine responsabilă în fața catastrofelor care sunt în societate și să se discute, să se vadă în ce măsură creștinii pot să discute responsabil și rezonabil între ei. În Consiliul Mondial al Bisericilor, Biserica Ortodoxă a fost prezentă încă de la începuturi, unii contestă înființarea acestui organism și nu este de căderea mea nici să-l apreciez, nici să-l contest. Eu doar constat că acest organism există, că Biserica Ortodoxă a fost prezentă în acest organism de la început, dar că Biserica Ortodoxă a provocat acest organism cerându-i să adopte unele decizii pe care Biserica Ortodoxă să le poate considera ca și garanții că niciodată nu se va depăși limita unui dialog care să respecte poziția intransigentă a Bisericii Ortodoxe. De aceea, în paragraful 19 al textului, al documentului privind dialogul Bisericii Ortodoxe cu restul lumii creștine, s-au introdus câteva pasaje dintr-un document, o declarație de la Toronto, acestui Consiliu Mondial al Bisericilor. Unii au criticat cum introducem noi o declarație de la Toronto într-un document oficial al Bisericii Ortodoxe. Nu cumva prin aceasta legalizăm sau dăm o valoare canonică a unui text elaborat într-un context sincretist sau într-un context neortodox? A fost o critică consistentă, într-adevăr. A fost o critică consistentă. Nu sunt eu judecătorul oportunității prezenței acestui pasaj aici, dar am înțeles logica acestei prezențe. Prin această prezență, Biserica Ortodoxă vrea să arate că are garanții interne ale acestei mișcări, acestui organism. Garanții interne, însăși principiile care stau la baza întrunirii în cadrul acestui Consiliu afirmă lucruri pe care Biserica Ortodoxă le are ca și garanții, că nu va fi pusă niciodată în situația de a aborda dintr-o perspectivă de sincretism acest dialog. Și spune că scopul urmărit de către Consiliul Ecumenic al Bisericilor nu este de a negocia uniunea bisericii, dintre aceste biserici, oarecare confederare sau așa mai departe. Suprabiserică s-a mai folosit. Și spune, este vorba, cum eu traduc în direct din franceză, pentru că nu vreau să folosesc o traducere făcută de către cineva, prefer ca traducerea să fie directă, este vorba, de fapt, de a crea un contact viu între biserici și de a stimula studiul și discutarea problemelor care ating unitatea creștină. Să ating aceste probleme, să devenim conștient că sunt probleme, să fim capabili să atragem atenția asupra unor lucruri pe care Biserica Ortodoxă le consideră fundamentale și peste care nu poate să treacă și nu vrea să treacă și nu negociază. În același timp, spune textul, faptul de a face parte din Consiliu nu implică că o biserică trebuie să considere celelalte ca biserici în adevăratul sens al cuvântului. Deci este o garanție internă. Acest Consiliu, printr-un text al ei propriu, recunoaște Bisericii Ortodoxe dreptul de a nu negocia unitatea creștinilor, unitatea bisericilor în acest organism și nici și să-i recunoască Bisericii Ortodoxe refuzul de a recunoaște eclezialitatea celorlaltor părți care fac parte din acest organism de dialog. Am putea să judecăm, este oportun sau nu este oportun să facem parte din acest organism. Pentru prima dată în formularea sinodală a Bisericii, Biserica Ortodoxă a spus foarte clar că participarea la acest organism
și la tot ceea ce înseamnă dialogul ecumenic, trebuie să fie evaluată, periodic. Pentru ca evaluarea să arate dacă mai este potrivit sau nu să se participe la un astfel de dialog. Părinte, haideți să vă rog să explicităm un pic ce înseamnă biserică în adevăratul sens al cuvântului din punct de vedere ortodox. Va fi foarte greu să dau eu definiție a bisericii, pentru că biserica nici nu poate fi definită. Pentru că s-a discutat mult despre biserică cu eclezialitate și biserică fără eclezialitate. Nu știu dacă a fost vorba despre astfel de discuție, ci s-a discutat mai mult despre oportunitatea folosirii noțiunii de biserică și pentru celelalte comunități creștine. Aici a fost dezbaterea. E foarte greu să definești ceea ce este biserica ortodoxă, pentru că biserica este firescul legăturii dintre om și Dumnezeu. Simplu fapt că spunem biserică ortodoxă înseamnă că definim eclezialitatea noastră față de altceva care își revendică acest apelativ. Dacă folosim noțiunea de biserică ortodoxă, prin acest adjectiv ortodox, noi calificăm. Ar fi suficient să spunem biserică. Dar cum societatea, din punct de vedere cultural, din punct de vedere istoric, din punct de vedere sociologic, folosește această noțiune și pentru alte comunități creștine, biserica ortodoxă, una sfântă, catolică, catholon, de plină, în deplinătate ei și apostolică, acceptă să se definească ca drept slăvitoare, adică care are adevărata mărturisire. Dar, vă spun, simplu fapt că punem acest adjectiv după cuvântul biserică, de fapt, sărăcește noțiunea, pentru că nu este decât o biserică care să aibă un conținut eclezial. Nu putem vorbi de biserici cu o oarecare eclezialitate. O singură biserică care este o singură biserică, una sfântă, catolică și apostolică, care are eclezialitatea. Celelalte entități care se numesc ele însele biserici sunt numite așa sau sunt acceptate cu această denumire pentru că ele însele s-au numit așa, pentru că societatea le numește, pentru că realitatea în care trăim, contextul istoric, sociocultural în care trăim, folosește această noțiune. Și atunci, în punctul 6 al acestui document, biserica spune, în mod, eu zic, corect și destul de explicit, că biserica ortodoxă acceptă denumirea istorică a altor biserici și comunități creștine. Biserici și confesiuni creștine eterodoxe, spune textul. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că biserica își afirmă unitatea, își afirmă eclezialitatea, spune că nu recunoaște eclezialitate în afara ei, dar că constată că în societatea în care trăim, anumite entități folosesc această denumire și o folosesc de mult și biserica, chiar definindu-se ca o ortodoxă, a tolerat, a acceptat, nu neapărat că s-a bucurat de această formulare, dar a fost pusă în situația de a o accepta. Și acest text spune că biserica acceptă această denumire istorică. Biserica acceptă această denumire istorică a altor biserici și comunități creștine. Nu se bucură de această denumire, nu recunoaște, ci acceptă. E diferență mare între a accepta și a recunoaște. Accepta înseamnă a tolera, de fapt. Accepta că, deși nu ține de noi, deși nu suntem noi competenți pentru a refuza dreptul cuiva să se numească cumva, noi acceptăm că nu avem ce face. Suntem puși într-o situație de fapt. Acum, acest punct, această formulare pe care a adus-o Biserica Greciei la acest paragraf 6 a fost contestată de unii. Și chiar persoane importante care au participat la sinod au spus că am putea accepta o formulare tehnică
de biserică, zicând că folosim această noțiune pentru că tehnic trebuie să distingem anumite lucruri. Dar fiind vorba de un sinod, fiind vorba de document cu valoare sinodală de cea mai mare însemnătate, noi nu ar trebui să folosim această noțiune, ci ar fi trebuit să se folosească noțiunea de confesiuni creștine sau entități creștine sau comunități heterodoxe sau orice altceva. Acum, acest aspect e foarte important, de aceea îmi permit să fiu puțin mai lung în afirmațiile mele. Vă rog. Biserica Greciei, Biserica României au pornit spre Sfântul și Marele Sinod gata să accepte o astfel de soluție. Dar cu oarecare deschidere și oarecare reținere. Pentru că e foarte dificil să spui printr-un text sinodal sau să refuzi folosirea tehnică într-un text sinodal a noțiunii de biserică, când toate, dar absolut toate bisericile ortodoxe autocefale, în toate scrisorile, în toate corespondența pe care o adresează bisericilor și confesiunilor creștine, folosesc acest termen. Ar fi fost nevoie să se aducă o explicitare și să spună în text confesiuni și comunități creștine și să fie o paranteză largă în care să spunem de ce acum, după aproape 1000 de ani, noi refuzăm să mai folosim acest termen într-un document sinodal. A fost foarte complicat. Au fost în sinod voci care au atras atenția asupra acestui aspect. Și atunci, într-un acest astfel de context, Biserica Ortodoxă Română nu s-a încăpățânat în a pretinde ca în trei cuvinte să se rezolve o problemă socială, culturală de 1000 de ani. Și a acceptat cu condiția ca această formulare să fie fără echivoc. Să fie clar că este vorba despre ceva care nu implică recunoașterea eclezialității. Soluția a venit din partea Bisericii Greciei, care după o dezbatere într-o seară a adus această formulare. Toate bisericile prezente au rugat Biserica Greciei să aducă o formulare pe cât se poate de clară, cât mai clară cu putință, fără echivoc, ortodoxă, fără nici o urmă de îndoială în privința distinției între aceste planuri. Aceasta a fost formularea care a fost adusă. Acum, această acuzație că nu putem folosi astfel de termeni istorici sau tehnici într-un document sinodal, nu cred că e foarte fondată. Și a venit ulterior încheierii lucrărilor sinodului. A venit după încheierea lucrărilor sinodului și a venit din partea unor persoane care ele însele au folosit această noțiune. Pentru că am fost uimit de incapacitatea de a înțelege distinția între planul istoric și planul doctrinar, planul ecleziologic, și atunci am încercat să văd cum persoane care afirmă că nu putem folosi noțiunea de biserică pentru celelalte culte și confesiuni creștine, cum s-au adresat ele, cum au folosit acele persoane, ce noțiune au folosit, că aș fi fost curios cum au făcut distinția. Aceeași carte care vorbește despre interzicerea rugăciunii comune și sunt absolut de acord, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a dat chiar o decizie în acest sens de interzicere a oricărui act liturgic comun sau sincretist sau mixt, același autor vorbește despre acele biserici. Biserici nestoriene. În cartea respectivă, la pagina 101, se spune în felul următor. Cartea este așa, cartea se numește Rugăciunea în comun cu ereticii, editura Predania, 2013, pagina 101. Afirmă, niciodată nu s-a pus problema rugăciunii în comun cu nestorienii, cu ei, pentru că aceste biserici respectă rânduiala bisericească în acest punct. Părintele respectiv este unul dintre cei care sprijină toate lucrările de apărare a ortodoxiei desfășurate de către Mitropolitul Pireului.
Eu personal am rezerve față de modul în care Părintele Serafim, Mitropolitul Pireului, își desfășoară această lucrare, dar sunt convins că o face din conștiință bisericească și nu o judec. Dar eu personal am rezerve față de anumite afirmații. Dar acest părinte care a scris această carte nu este un proecumenist, este un important intelectual, teolog, care sprijină această poziție fermă împotriva rugăciunii cu eterodoxii, împotriva dialogului ecumenist, împotriva tot ceea ce înseamnă ecumenism ca ideologie. Și asupra acestui aspect putem să revenim. Și eu m-am gândit că totuși, bun, acest lucru este un exemplu de consecvență. Aceste persoane nu fac din folosirea aceasta terminologică un capăt de lume. Sunt capabile să folosească această noțiune de biserică ca noțiune tehnică. Și atunci mi-am zis, da, dar nu se cuvine probabil să se folosească într-un act sinodal. Și ascultând sau auzind afirmația unui ierar cu mare reputație în Biserica Ortodoxă, care a făcut această afirmație, am căzut pe fișele mele de profesor în legătură cu sinodul din 1484. Sinodul care a condamnat unirea de la Florența. Și acest sinod care a condamnat unirea de la Ferrara-Florența are un document oficial, sinodal, prin care se arată cum sunt primiți în Biserica Ortodoxă latinii. Și în acest document oficial al sinodului din 1484 se spune foarte clar, puteți să aveți acest document în dogmatica lui Carmiris, din Atena 1953, pagina 988, se spune foarte clar că acești oameni care se leapădă și vin în Biserica Ortodoxă trebuie să se lepede keton lipon eton tis ecclesias ekinon. Să se lepede de învățătura acelei biserici. Acelei biserici. Ecclesias ekinon. Documentul este consultabil, îl pot pune la dispoziția cui dorește. Eu nu vreau să apăr prin aceasta vreo poziție, ci vreau să spun că biserica a folosit această noțiune de biserică în text sinodal. Și mai mult, într-un text sinodal al unui sinod care a condamnat uniatismul, care a condamnat Biserica Romano-Catolică, care a așezat Biserica Romano-Catolică în rândul comunităților rupte de Comuniunea Bisericii Ortodoxe și a arătat importanța și gravitatea acestei rupturi. Dar am zis bine, probabil că este un text vechi, prea aproape de acel moment. Dar am găsit un alt document mai aproape de noi. Este vorba despre enciclica Patriarhilor Ortodoxi din 1848, care este un răspuns la o scrisoare foarte îndrăzneață a papei de la Roma, care invita pe ortodox să intre în Biserica Romei. Și acest document, care iarăși e disponibil tuturor, pe internet îl găsiți, e foarte simplu să găsiți, sunt pline paginile de această enciclică și se găsește pe toate paginile pe care se găsesc acuzații legate de formularea aceasta istorică. Biserică, biserici, comunități creștine, acceptiune istorică. Ce spune această enciclică a Patriarhului Ortodox din 1848? Califică Biserica Latină drept biserică care s-a îndepărtat de Biserica Ortodoxă, care a fost în apostazie, s-a lepădat de adevărata înțelegere a lui Dumnezeu. O califică ca biserică, paragraful 17. Și tot în paragraful 17 se spune: papii de după schismă și dintre patriarhii latinizanți, că n-au izbutit nimic, pe când în biserica apuseană, cum au făcut în diferite timpuri papii, au decretat cele noi, fie ușor, fie prin constrângere, pentru economie, după cum se justificau către părinții noștri, deși împărțeau trupul lui Hristos. Textul spune, tot astfel papa poate, pentru dumnezească, într-adevăr și foarte îndreptățită economie, refăcând numreajă,
ci însăși haina cea sfârșiată a Mântuitorului. Îl cheamă pe papă să revină la învățătura bisericii, nu ca o mreajă în care se întinde o capcană prin care să-i prindă pe ortodoxi în mreaja latinității, ci să refacă haina cea sfârșiată a Mântuitorului. Nu cred că cineva din Biserica Ortodoxă consideră această mărturisire a Patriarhului Ortodox ca eretică. Această enciclică a Patriarhului Ortodox vorbește despre nevoia refacerii hainei sfârșiate a Mântuitorului. Repet, nu sunt afirmațiile mele, sunt afirmațiile enciclicii Patriarhului Ortodox de 1848, în traducerea părintelui Teodoren Popescu și publicată cu un studiu introductiv în București în 1935, pagine 545-688. E un lucru concret. Prin tot ceea ce vă spun, eu nu vreau să susțin în vreo formă sau să justific în vreo formă nevoia impetuoasă ca Biserica Ortodoxă să numească pe ceilalți creștini biserică. Departe de mine un astfel de gând. Ci doar vreau să spun că Biserica întotdeauna a folosit această expresie calificând-o. A vorbit despre biserici care s-au îndepărtat de credință, despre biserici eterodoxe, despre biserica lor, a celor din care vin cei ce se unesc cu biserica, și n-a considerat prin aceasta că este vorba despre o afirmație eretică. Mi se pare absurd să ceri unui mitropolit să se dezică de semnarea unui document care conține această afirmație și prin aceasta să ameninți cu ruperea comuniunii acuzându-l de erezie. Atunci ar trebui să acuzăm ca eretică inclusiv enciclica Patriarhilor Ortodoxi. Eu nu apăr această folosire excesivă ca a noțiunii de biserică din punct de vedere istoric. Trebuie să fim foarte rezervați, să fim foarte atenți, să fim foarte clari, să nu lăsăm o umbră de îndoială că am recunoaște eclezialitatea. Dar noi nu putem să nu vedem o evidență. Atunci, dacă n-am fi făcut această formulare și calificare a noțiunii, Biserica Ortodoxă Română ar fi trebuit să ceară statului român să retragă denumirea de biserică din legea cultelor pentru celelalte biserici. Biserica Greciei a acceptat ca statul elen să numească în legislația Greciei Biserica Latină, Biserică. Există o episcopie greco-catolică care funcționează în Grecia, care este reprezentanta Bisericii Catolice în Grecia. Bineînțeles că Biserica Ortodoxă nu e fericită de această existență, că n-a acceptat-o cu bunăvoie, dar a fost pusă în situația de a avea o astfel de realitate juridică, vorbim aici. În Grecia, Biserica Greciei nu a contestat numele de biserică aceste entități. Ar fi fost și imposibil să conteste, pentru că lumea își ghidează analizele și percepțiile și recunoașterile după criterii juridice. Biserica a fost pusă față unei situații și acceptă această situație. Credeți-mă, am fost prezent în sala respectivă când s-a discutat această problemă. Nimeni n-a avut nici cea mai mică urmă de dorință de a relativiza noțiunea de biserică și această soluție adusă de către Biserica Greciei a venit într-un context în care era chiar greu să nu recunoști, să nu accepți că această noțiune a fost folosită în toate perioadele istorice, fără ca prin această folosire să fi fost devalorizat cumva acest nivel ecleziologic. Și totuși, Părinte, în alpea Sfințitului Teofanii se cere să se dezică de semnăturile date pe actele sinodului pe motiv de erezia sinodului. Da, am fost foarte surprins să aud o astfel de formulare, chiar să existe formularea sinod eretic. Deja, în alpea Sfințitului Teofan n-a făcut mai mult decât a făcut enciclica Patriarhilor Ortodoxi. Deci nu a acceptat mai mult decât au acceptat ei. Ba mai mult, în alpea Sfântul Părinte Teofan s-a ridicat în public și a cerut
întregului sinod să aducă clarificări pe care sinodul le-a asumat. Înatus Pătie Teofan, în câteva rânduri, a adus clarificări pe care un mitropolit foarte respectabil din Biserica Greciei le recunoaște ca fiind foarte importante. Patriarhia Română a adus clarificări fără urmă de sincretism, fără urmă de echivoc în ceea ce privește eclezialitatea. Afirmații, contribuții apreciată de cei ce au fost acolo și au făcut parte din acea opinie foarte rezervată la aceste lucruri. Deci, înaltul Părinte Teofan are meritul de a fi așezat în acest document elemente care să nu lase îndoială că atunci când vorbim despre acele biserici, sunt comunități creștine îndepărtate de Biserica Ortodoxă.